And I won't look back, yeah. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Bună dimineața! Vă salut din Azuga. Acum am început să fac traseul către Vârful Grecului. Inițial acest traseu nu era pe lista mea, însă după ce am văzut o poză pe Instagram, o să o pun undeva aici, am zis vreau și eu neapărat acolo. Trebuia doar să aștept o zi cu vreme favorabile și după să-l urmez. Sunt curioasă dacă atunci când o să ajung în vârf o să fiu întâmpinată de aceeași priveliște incredibilă pe care am văzut-o în poze. Traseul am început la gara din Azuga, de unde am urmat marcajul Triunghii Galben. Și acum sunt pe Valea Grecului. O să urc pe Valea Grecului până pe Vârful Grecului, apoi Vârful Eucamică, Cabana di Ham și după o să cobor spre Gura di Ham. Știți, după ce filmez cadru, trebuie să recuperez și camera. Când aud în jur sunetele astea, păsări care cântă, pârâul care curge, iarbă verde jos, zici că vine primăvara, când suntem în toiul iernii. Ce vreme frumoasă, cât de frumos e afară, cald, bine. Bine, când zic cald, nu mă refer la nu știu câte grade, cred că sunt undeva la minus 1, minus 2 grade. Dar e plăcut, nu bate deloc vântul. E foarte frumos. Deci eu cred că o să fie o zi perfectă, dacă nu o să mă încurce ceața mai sus. Partea asta e un pic mai abruptă. Da, era prea ușor dacă era totul cum a fost până acum. Da. Trebuie să simți că ai făcut traseul, nu? Deci sunt prima care fac alt traseul ăsta. Pe zăpadă nu mai sunt formate niciun alt pe de urmă. Mai am maxim 5 minute și ies din pădure. Sunt curioasă ce priveliște o să mă aștepte acolo. Nici măcar nu am ajuns pe vârf. Și deja văd, dacă vedeți acolo cum se văd bucegii. Și trebuie să urc undeva până acolo, acolo este creasta, acolo este vârful și acolo cum se văd bucegii. Și în spatele meu, în partea aia, munții Baiului. Deci câta zăpadă! O grămadă de zăpadă! Uhu!
pic vântul și cade toată zăpada din copaci și zici că ninge. Deci nu-mi vine să cred. Uitați-vă un pic cum se vede. Uitați-vă ce priveliște am aici. Și sunt singur, adică nu mai este absolut nimeni pe aici. Sunt eu și priveliștea asta 960 de grade cu bucegii, munții Baiului, Valea Prahovei. Se simte să-ți bei cafeaua cu priveliștea asta. Deci uitați-vă un pic, deci e incredibil cum se vede totul. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older. Deci traseul ăsta este dovada clară că nu trebuie neapărat să urci pe cei mai înalți munți sau să faci trasee de nu știu câte ore pentru a te bucura de asemenea priveliști. Deci priveliștea asta este undeva la 2 ore de gara din Azuga. Deci, cred că nu am întâlnit foarte multe persoane din cauza că m-am trist eu la grăinile la ora 4 să vin pe traseu. Bine, vă dați seama, nu am plecat la ora 4, dar la 6 aveam tren. Pe la 8 fără ceva am ajuns în Azuga. Și acum e ora 11 și sunt pe vârful Leuca Mică și am luat o pauză. Am zis să stau aici să mă relaxez, să beau o cafea, să mă bucur un pic de priveliștea asta, pentru că aș vrea să stau un pic mai mult aici, dar trebuie să ajung și la cabana Diham. Probabil că o să mai stau jumătate de oră și după aia plec pe cabana Diham. Deci nu vreți să știți cât de fericită sunt că am ales să fac traseul ăsta azi. Inițial, nu voiam să-l fac azi. Bine, nu neapărat că nu voiam, dar m-am uitat la vreme, m-am uitat pe vreo 2-3 site-uri și mi-a arătat că plouă. Plouă norat și am zis, băi, nu mă duc dacă plouă, ia mă duc și nu fac nimic. Mă duc degeaba. Și chiar ieri după amiază am zis, hai să mă uit odată, hai să mă uit totuși odată, poate pot să-l fac azi. Și m-am uitat și am văzut că de la ora 9 până la ora 5 soare. Și am zis, asta e tot ce-mi trebuie. Gata, asta e tot ce-mi trebuie. Mă duc. Doamne, cât e frumos, e? Chiar mă bucur. Deci mă bucur foarte mult. Deci în ultimul timp, cam pe toate traseile pe care am fost, am prins ceață. Cel puțin pe jumătate am prins ceață. Dar azi nu am avut absolut deloc ceață. Azi a fost frumos, soare, cald. Pe vârf, acolo, la Grecului, a bătut cam tare vântul și și nu prea am putut face mare lucru decât câteva poze și am filmat foarte puțin. Dar în rest, a fost super, super bine! Îmi place de nebunie drumul ăsta care duce către cabana Diham. E atât de poetic, nu știu cum să zic. Îți dă o stare așa de melancolie. Bună ziua! Bună ziua! Uite! Hai să sari! Din nou cu aia!
tot omul, din când în când mă uit și eu la alte persoane, ce trasee mai fac, pe unde se mai duc. Și văd trasee pe Negoiu Iagna, pe Moldoveanu Iagna și mă uit și zic, băi, dar vreau și eu să mă duc, dar de ce eu nu pot să mă duc? Bine, acum o să ziceți, da, poți să te duci, că sunt persoane care organizează grupuri și merg și oricine poate să se ducă dacă are echipamentul necesar și cu o condiție fizică. Însă nu asta e ideea. Chestia este că eu nu vreau doar să le bifez. Eu vreau să le experimentez. În momentul în care o să mă duc acolo, să știu absolut toate obstacole pe care o să le întâlnesc, să știu ce mă așteaptă, să știu traseul din cap. Adică nu doar să urmez un ghid sau un grup, dacă mă înțelege ce vreau să zic. Vreau să simt traseul. Pentru mine muntele se simte, adică trebuie să-l simți, nu doar să bifezi. Păi am fost acolo. Na, că vreau să ajung acolo, vă dați seama că vreau să ajung acolo, vreau să le fac pe toate. Vara, da, vara le-aș putea face. Însă iarna, nu mă simt momentan pregătită. Mai trebuie să fac multe drumeții din acestea ușoare până când o să mă duc pe Moldoveanu, Negoiu și alte vârfuri de peste 2500 de metri iarna. O regulă pe care o respect de fiecare dată când hotărăsc să plec pe un traseu. Momentul în care simt că traseul mă depășește, mai bine nu mă duc. Mai bine las pe data viitoare decât să nu fiu eu sigură pe mine. Pe munte e frumos doar atunci când te simți în siguranță și ești pregătit pentru el. Știți voi că sunt foarte multe persoane care se duc pe munte fără echipament, nepregătiți, fără să-și facă research-ul, fără absolut nicio informație, dar ei se duc pe munte, știi? Adică nu sunt deloc de acord cu asta. Dar bine, poți să reușești, nu zice nimeni că nu o să reușești. Dar ulcior nu merge de multe ori la apă și na, odată poți să întâmpi probleme și poate să întâmpla ceva grav. Dacă nu știați, eu sunt tipa aia care își cumpără bețe de trekking doar să le plimbe așa pe la munte. În rest folosește crengi. Sunt atât de recunoscătoare pentru ziua de astăzi. Nu m-am așteptat să fie atât de frumos afară. E fost perfect. Cred că ce mai lipseau, iau câțiva norișori să facă pozele și filmările mult mai interesante. Dar na, nu poți să le ai pe toate. Uneori și eu mă simt așa grăbită de situația asta, că na, din ce în ce mai multe persoane ajung în locuri tot mai greu accesibile, tot mai izolate și fac content de acolo și mă gândesc, băi, trebuie să fac și eu, trebuie să fac mai mult și trebuie să mă duc în locuri și mai frumoase și mai spectaculoase și mai izolate, știi? Ca să arăt și eu ceva nou pe canalul ăsta. Dar o să le vină la toate rândul, nu fac eu griji din cauza asta. Știți ce-mi place mie cel mai mult la munte și cred că e principalul motiv pentru care mergem toți pe munte? Îți dă o stare așa de liniște, de calm, de împlinire. Eu cred că muntele e ca un drog și un drog din ăla bun. Odată ce te-ai dus prima dată, vrei să te duci a doua oară și a treia oară și din ce în ce mai mult. Ceea ce e bine, faci mișcare, iei aie proaspăt, îți dă o stare de bine, o stare de împlinire. Adică ce ar putea să fie rău în asta? Acum, ca o concluzie, după traseul de azi, mi-a plăcut foarte mult. Deci mi-a plăcut foarte mult, am fost foarte, foarte fericită azi. Am avut o vreme perfectă, traseul nu a fost greu, a fost un traseu destul de ușor, nu foarte lung. Puteam să-l fac un pic mai lung, să continui cu un alt traseu și să fac un fel de circuit. Însă am zis că azi o să fie o zi relaxantă, că am avut o săptămână așa mai aglomerată și doar am vrut să mă relaxez. Cam asta este tot pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să loviți butonul acela de like și să vă abonați pentru a nu rata niciun videoclip viitor. Eu sunt Roxana și ne vedem data viitoare!